Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. În numele Domnului, spunem fratele nostru, fericitul Ieremia, bine a ajuns la noi. Bine a ajuns în România, la Onești, bine a ajuns acum la noi în parochiile noastre, catedrala noastră. Este cel care l-a căutat pe Dumnezeu fără să găsească liniște până l-a întâlnit în persoana celor săraci, bolnavi, lipsiți, pe care i-a slujit mai mult de 40 de ani. Arătând dragostea pe care un creștin din Valahia față arate fraților și desigur lui Dumnezeu. Astăzi, în atmosfera Duhului Sfânt care ne sfințește, care a lucrat pentru sfințirea întregii omeniri, care a inspirat-o pe prea curată Fecioară Maria să-L primească pe Iisus, care l-a însoțit pe Iisus în toată activitatea sa, astăzi Duhul Sfânt ne face să ne întâlnim cu unul care l-a ascultat, l-a urmat, glasul conștiinței sale l-a făcut să-l caute peste tot. Astăzi îl întâlnim pe fratele nostru care a plecat dintr-o familie, familie numeroasă, ca să se întoarcă în țara de unde a plecat, să ne aducă un mesaj, pelerin al iubirii. Astăzi el ne arată că doar Maica Domnului este aceea care poate să întărească pe cel ce-l caută pe Dumnezeu. Maica Domnului cu care el a avut dialog continuu, într-un chip special, atunci când a văzut-o cu pruncul în brațe și fără coroană, pruncul fiind corona ei. Îl primim așadar aici la noi pe fratele nostru, sigur că astăzi cu el vrem să o cinstim pe Maica Sfântă și să-L găsim pe Iisus. Va rămâne la noi doar câteva ore, dar orele acestea trebuie să le transform într-un dialog al iubirii, dialog al întâlnirii, dialog al cinstirii lui Dumnezeu, Maicii Sfinte și a celor care îl caută pe Dumnezeu. Pornim așadar în catedrala noastră, unde ne vom ruga în cinstea lui ca să mijlocească pentru noi, pe lângă Maica Domnului și pe lângă Dumnezeu. În sărbătoarea Preacuratei Fecioare Maria, Maica Bisericii și Maica noastră, venim cu ea și, având alături pe fericitul Ieremia, cântând un cântec. Azi venim, o Fecioară! Azi venim, o Fecioară, lângă ale Tău sunt ale Tare. Lupta nu ne fi oamără, când ne ajuți cu ale Tău hară. Maică Sfântă, noi Te slăbim, dă-ne harul să Te iubim și cu Tine ne ceruri să fim, și cu Tine ne ceruri să fim. Viața-n-i zbocio, mama ta, de pe prea grele furtuni, de rugă-mă prea curată,
ale Tău piepțenea, Doamne, Maică Sfântă, noi Te slăbim, dă-ne harul să Te iubim, și cu Tine ne ceruri să fim, și cu Tine ne ceruri să Iubiți credincioși, vi salut cu salutul nostru francescan, pace și bine. Mi bucur să sunt astăzi în mijlocul dumneavoastră și să vă-l prezint pe fericitul Ieremia. Îți mulțumesc pe Preasfințitul pentru că a dat aprobare și este prezente pentru a amintiri 10 ani de întoarcere fericitul Ieremia. Mulțumesc, Părintele Parroco Paul, mulțumesc pe toți colaboratorii săi, pentru că a acceptat acest moment di rugăciune și întâlnire între dumneavoastră și fericitul Ieremia, acum când celebrăm 10 ani de întorcere sa în România. Asta este o mare zi pentru voi. Deoarece fericitul Ieremia este în mijlocul vostru, așa cum a fost prezent în urma cu 10 ani, și este prezent în rugăciunile vostre pe care le adresați zilnic și în mod spiritual ca protector al poporului nostru. Dar mai ales el se află aici în mod special pe prezența reliquei sale insemnate. Poate che molti dintre voi ați văzuto già ragla fericitul Ieremia aici, quando foste in mijloc vostru, sau alla onesti. Vi s-a spus che in această statue si afla trupul său, o semintele sale. Iar dumneavoastră credeți acest lucru, pentru că așa vi s-a spus și așa a fost scris. Și eu cred acest lucru. Cred pentru că l-am văzut. Chiar eu l-am așezat în statue și cu adevărat sau această statue si află adevăratul trupul fericitului meu. În aceste cutii pe care o vedeți aici acum în față dumneavoastră, se află o parte din semintele fericitului Ieremia. Această relicvie este o parte din adevăratul trupul său. Ea se numește relicvia însemnată, pentru că este o parte suficient de mare din trupul său, pe care voi o vedeți acum clar cu ochii vostri. Relicvia aceasta face parte din picioare stânga a fericitului Ieremia și a fost luată din trupul său înainte de a fi așezat în interiorul statui care se află în sanctuarul din Onesti. Mai esat, aceste seminte pe care dumneavoastră o venerați acum sunt doi bucați di os di mărime diferite, luate din zona ginocchio stânga și numiti in cuvinte tecnice epifisa genunchiului si diafisa femurului. Preobiților, dumneavoastră vedeți astăzi o parte din acele pecioare al ficiului Ieremia care au trecut peste câmpiri nostre atunci când era copii și care au străbătut munții de aluri și câmpiri nostre pe când era tânăr, pentru a ajunge apoi în Italia, unde a cotreirat toate strațele orașului Napoli, aducând tuturor celor nevoiași
vestea cea bună, mânghiere și binecuvântarea. Dumneavoastră, iubiți credincioși, aveți astăzi această mare bucurie de vedea trupul fericit de Eremia, o semințele sale de aproape 400 de anni. Priviți-le, admirați-le cu încredere și bucurie. Rugați-le la fericită Eremia pentru voi, pentru rudele vostre, pentru biserica noastră locale și păstoriei și pentru întreg popor român. Rugați-le fericită Eremia. Pace și bine. Am primit mesajul părintelui Ovaldo, am primit pe fericitul aici în spirit prin relicvia sa. Acum, alături de Precurata Fecioară Maria, în luna ei, sigur va continua în pregătirea celebrării Sfintei Liturghii Sfântul Rozariu. Împreună cu el, cu fericitul nostru și cu toți cei care astăzi o cinstesc pe Preacurata Fecioară Maria, ca El să mijlocească pentru noi. Așadar, Părinte Decan și Paroc, continuați această întâlnire și întâmpinare cu rugăciunea Sfântului Rozariu. Venim în opera curată, cu inimii iubitoare, să-ți spunem fiii camare, o floare pe bealtare, să-ți spunem fiii camare, o floare pe bealtare. Noi vrem cerea mă, cu toții mă prebună, o inimă mai bună, să-ți o oferim în dar. Venim o prea curată, cu inimii iubitoare, să-ți spunem fiie camare, o floare pe bealtare. Să-ți spunem fiie camare, o floare pe bealtare. Pentru că este fratele nostru, fiul al poporului nostru, oferim rugăciunea Sfântului Rozariu din seara aceasta pentru românii de pretutindeni, pentru ca fericitul Eremia să mijlocească pentru toți harurile de care au cea mai mare trebuință. Fericite Eremia! Prin minunile săvârșite în viață și după moarte, ai adus cinste și preamărire lui Dumnezeu. Te rugăm cu umilință, îndreaptă-ți ochii spre noi și mijlocește-ne de la Domnul harurile pe care ți le cerem. Arată fericite Eremia și între noi, frații tăi români, puterea minunată cu care te-a înzestrat Dumnezeu, de a vindeca pe cei bolnavi, de a mângâia pe cei mâhniți și de a întoarce de pe calea pierzării pe cei păcătoși. Punem rugăciunile noastre umile în mâinile tale și așteptăm cu credință vie și supunere de plină milostivirea Domnului asupra noastră, asupra rudelor și cunoscuților noștri, asupra întregului popor român, și mai ales asupra celor care au mai mare nevoie de ea. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine.
Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. O Iisuse, iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și du în cer toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie de mila ta. Maica Bisericii, fericite Ieremia. În primul mister de bucurie, medităm cum Arhanghelul Gabriel i-a vestit Sfintei Fecioare Maria că ea va zămisli de la Duhul Sfânt și îl va naște pe Domnul nostru Iisus Hristos. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus.
Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! O Iisuse, fericită Ieremia Valahul! În al doilea mister de bucurie, medităm cum după vestirea Arhanghelului Gabriel, Sfânta Fecioară Maria s-a dus la verișoara sa, Elisabeta, și a rămas 3 luni cu ea. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fac-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântat ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Să
slava Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Fericită Ieremia, o Marie slăvinsită fără de pecat, roagă-te pentru noi care alergăm la Tine și pentru aceia care nu aleargă, mai ales pentru dușmanii Bisericii și pentru toți cei încredințați Ție. În al treilea mister de bucurie, medităm cum Preasfânta Fecioară Maria l-a născut pe Domnul nostru Iisus Hristos la Betleem într-un grajd sărac. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. O Iisuse, o Marie zămislită fără de păcat,
ce ești prea curată, tu buchet de virtuți, mamă plină de jertfă, femeia-i dragoste eroi. Bucură-te, Marie, bucură-te, plină de har, bucură-te, Marie, al iubirii sanătoare. Când sunetul meu ne ispită, sunetul meu în nevoie, alergăm toți la tine, mamă, tu fii mereu cu noi. Bucură-te, Marie, bucură-te, plină de har, bucură-te, Marie, al iubirii sanctuare. În al patrulea mister de bucurie, medităm cum la 40 de zile după nașterea lui Iisus, Preasfânta Fecioară Maria și Sfântul Iosif l-au dus în templu și l-au oferit lui Dumnezeu. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Mare de Dumnezeu,
Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. O Iisuse, Maica Bisericii, fericite Ieremia, roagă-te pentru noi. În al cincilea mister de bucurie, medităm cum Preasfânta Fecioară Maria și Sfântul Iosif, pierzându-l pe fiul lor în vârstă de 12 ani, căutându-l 3 zile, l-au găsit la Ierusalim în templu, șezând în mijlocul învățătorilor pe care îi asculta și îi întreba: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. O Iisuse, fericite Ieremia, bucură-te, Regină, Maica Milei, viața, puierea și nădejdea noastră, bucură-te! Către tine strigăm, surghiuniții fii ai Evei, către tine suspinăm, gemând și plângând în această vale de lacrimi. Așadar, mijlocitoarea noastră, întoarce spre noi ochii tăi cei milostivi și după surghiunul acesta, arată-ne-l nouă pe Iisus, binecuvântatul rod al trupului tău, o milostivă, o blândă, o dulce Fecioară Marie. O lăudăm acum pe Preacurata, cântând litania bavareză. O Marie, la tine strigăm. O Marie, la tine strigăm. Pământul și cerul te cheamă. Marie, la tine strigăm. Cu dulcele nume de mamă. Marie, la tine strigăm. Doar Domnul Preasfântul. Marie, la tine strigăm. Din veci îndrăgita pământul. Marie, la tine strigăm. Și îngeri în ceruri mări. Marie, la tine strigăm. Îți cântă-n văpăi de iubire. Marie, la tine strigăm. Iar sfinții în ceată aleasă. Marie, la tine strigăm. Pe tine crăiasă. Marie, la tine strigăm. Tu calci peste lună stăpână. Marie, la tine strigăm. De stele tu porți o cunună. Marie, la tine strigăm. Rugându-te, Maică Preasfântă. Marie, la tine strigăm. Din ceruri nebinecuvântă. Marie, la tine strigăm. O Marie, la tine strigăm. O Marie, la tine strigăm. Izvoarele-n șopot te-ngână. Marie, la tine strigăm. Marie, la tine strigăm. Pădurea și-a ei veselie. Marie, la tine strigăm. Îți cântă tot ție, Marie.
Marie, Marie la tine strigă, și păsări pe voi și coline, Marie la tine strigă, Marie la tine strigă, chiar clopotul serii te cheamă, Marie la tine strigă, de-a pururi prea gingașă mamă, Marie la tine strigă, slava ți-o spune câmpia, Marie la tine strigă, în inimi sădind bucuria, Marie la tine strigă, o Marie la tine strigă, o Marie, la tine strigă. Al crucii stindard să trăiască, Marie, la tine strigă. Prin el să avem pace cerească, Marie la tine strigă, iar setea păgână de sânge, Marie la tine strigă, din inimi tu, Maică, o stinge, Marie strigă, durerile noastre le alină, Marie la tine strigă, mult îndurătoare stăpână, Marie la tine strigă, Marie la tine strigă, a iadului cursele curmă, Marie la tine strigă, iar numele-ți dulce, Marie, Marie la tine strigă, mărit în vecie să fie, Marie la tine strigă, o Marie la tine strigă, o Marie la tine strigă. Roagă-te pentru noi, Regina Preasfântului Rozariu, să ne rugăm. Dumnezeule, al cărui unul născut prin viața, moartea și învierea sa ne-a pregătit răsplata mântuirii veșnice, dă-ne, te rugăm, harul ca, cinstind aceste mistere, prin rozariul Preasfintei Fecioare Maria, să imităm ceea ce ele cuprind și să dobândim ceea ce ele făgăduiesc, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Preasfântă inima lui Iisus, inimă neprihănită a Mariei,
Maica Bisericii, fericite Ieremia. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Frați creștini din țara mea, să-L iubiți pe Dumnezeu, împlinind de cuvântul Său. Frați creștini din țara mea, Ieremia, frate sfânt, rugă-ți, înălăță-mă prin cânt, mijlocește ajutor pentru al tău popor. Ieremia, frate sfânt, rugă-ți, înălăță-mă prin cânt, mijlocește ajutor pentru al tău popor. Să vă credeți-mi în Hristos, căutați dreptatea Sa și de toate veți avea. Frați creștini din țara mea, Ieremia, frate sfânt, rugă-ți, înălăță-mă prin cânt, mijlocește ajutor pentru al tău popor. Ieremia, frate sfânt, rugă-ți, înălăță-mă prin cânt, mijlocește ajutor pentru al tău popor. Să fiți oameni credincioși, adevărul să-L iubiți, iar minciuna s-o străbiți. Frați creștini din țara mea, Ieremia, frate sfânt, rugă-ți, înălăță-mă prin cânt, mijlocește ajutor pentru al tău popor. Ieremia, frate sfânt, rugă-ți, înălăță-mă prin cânt, mijlocește ajutor pentru al tău popor. Legea sfântă s-o mă pliniți, să munăciți conștiincios pentru slava lui Hristos. Frați creștini din țara mea, Ieremia, frate sfânt, rugă-ți, înălăță-mă prin cânt, mijlocește ajutor pentru al tău popor. Ieremia, frate sfânt, rugă-ți, înălăță-mă prin cânt, mijlocește ajutor pentru al tău popor. Să-L iubiți pe aproapele, pururi să vă ajutați și să vă aveți ca frați. Frați creștini din țara mea, Ieremia, frate sfânt, rugă-ți, înălăță-mă prin cânt, mijlocește ajutor pentru al tău popor. Ieremia, frate sfânt,
ține, lăsă-mă prin cânt, mijlocește, ajutor, penetrare tău, povor. Respectați familia, cei ce vă căsătoriți, în unire să trăiți, frați creștini din țara mea. Ieremia, frate sfânt, rugă-ți înălță-mă prin cânt, mijlocește ajutor, penetrare tău, popor. Ieremia, frate sfânt, rugă-ți înălță-mă prin cânt, mijlocește ajutor, penetrare tău, popor. Frați creștini, vă-nădemnă din nou, pe Măicuța lui Iisus, s-o iubiți în chip nespus, frați creștini vine din țara mea. Ieremia, frate sfânt, rugă-ți înălță-mă prin cânt, mijlocește ajutor, penetrare tău, popor. Ieremia, frate sfânt, rugă-ți înălță-mă prin cânt, mijlocește ajutor, penetrare tău, popor. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Și cu Duhul tău. Lăudați să fie Iisus Hristos. Cernici părinți concelebranți, iubiți credincioși, avem bucuria de a avea în această seară, aici în catedrala noastră, un fragment din relicvia fericitului Ieremia. Este o vizită pe care am putea spune că o face fericitul Ieremia la 10 ani după ce a fost adus relicvia principală de la Napoli la Onești. Este o zi deosebită și pentru biserică, astăzi când din dispoziția Sfântului Părinte Papa Francisc o amintim pe Preacurata Fecioară Maria, Maica Bisericii. Știm că fericitul Ieremia a avut o evlavie deosebită către Preasfânta Fecioară Maria, numind-o mereu Măicuța mea. Ne bucurăm că în această seară, împreună cu Maria, ne îndreptăm privirile și spre fericitul nostru, Ieremia, și cerem ca prin mijlocirea Lui să fim întăriți în credința noastră și mai ales în iubirea noastră față de biserică. Mulțumim părinților capucini de la Onești, în special părintului Ubaldo, că a dispus ca relicvia fericitului Ieremia să poposească și în catedrala noastră, în lungul pelerinaj pe care îl face de altfel în toată țara noastră. Ne recunoaștem păcatele pentru a putea celebra cu vrednicie Sfintele Taine. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, Cururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine,
la Domnul Dumnezeu. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Ce ne-a dat-o pe Sfânta Fecioară Maria, mama sa, și nouă ca mamă, fă te rugăm că ajutați de dragoste ei biserica ta, din zi în zi mai rodnică, să se bucure de sfințenia fiilor ei și să adune în sânul său toate familiile popoarelor, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine vețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Amen. Citire din Faptele Apostolilor. După ce Iisus s-a înălțat la cer, apostolii s-au întors la Ierusalim, de pe muntele numit al Măslinilor, care se află aproape de Ierusalim, cât un drum în zi de sâmbătă. Când au intrat, au urcat în încăperea de sus, unde obișnuiau să se adune. Erau Petru și Ioan, Iacob și Andrei, Filip și Toma, Bartolomeu și Matei, Iacob, fiul lui Alfeu, și Simon Zelotul, și Iuda lui Iacob. Toți aceștia, într-un cuget, stăruiau în rugăciune, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus, și cu frații lui. Cuvântul Domnului. Lucruri mărețe s-au spus despre tine, cetatea lui Dumnezeu. Lucruri mărețe s-au spus despre tine, cetatea lui temeliile sale sunt pe munții cei sfinți. Domnul iubește porțile Sionului mai mult decât toate locuințele lui Iacob. Lucruri mărețe s-au spus despre tine, cetatea lui Mărețe s-au spus despre tine, cetatea lui Dumnezeu. Se va spune despre Sion, și acesta și acela s-au născut într-însul, și însuși cel prea înalt îi întărește. Lucruri mărețe s-au spus despre tine, cetatea lui Domnul scrie în cartea popoarelor, aceștia s-au născut acolo, iar ei dansează și cântă, toate izvoarele mele sunt în tine. Lucruri mărețe s-au spus despre tine. Thank you.
Alleluia, 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 Alleluia. O fericită fecioară care l-ai născut pe Domnul, o sfântă Maica Bisericii care ne înflăcăresc cu Duhul Fiului Tău, Iisus. Aleluia, 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 aleluia. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. Mărire-ți-e, Doamne! În acel timp, lângă crucea lui Iisus stăteau mama lui Iisus și sora mamei lui, Maria a lui Cleopa și Maria Magdalena. Așadar, văzându-i Iisus că stăteau acolo mama lui și discipolul pe care îl iubea, i-a spus mamei: Femeie, iată-l pe fiul tău. Apoi i-a spus discipolului: Iată-o pe mama ta. Și din ceasul acela, discipolul a luat-o acasă la el. După aceasta, văzând Iisus că toate s-au împlinit, ca să se împlinească Scriptura, a zis: Mi-e sete. Era acolo un vas plin cu oțet. Atunci ei au pus în isop un burete îmbibat cu oțet și l-au apropiat de gură. După ce a luat oțetul, Iisus a spus: S-a împlinit. Și plecându-și capul, și-a dat Duhul. Întrucât era ziua pregătirii, ca să nu rămână trupurile pe cruce sâmbăta, pentru că acea sâmbătă era zi mare, iudeii i-au cerut lui Pilat să le zdrobească fluierele picioarelor și să-i ia de acolo. Atunci au venit soldații, au zdrobit fluierele picioarelor celui dintâi și ale celui care era răstignit cu el. Dar când au venit la Iisus și au văzut că deja murise, nu i-au zdrobit fluierele picioarelor, ci unul dintre soldați i-a străpuns coasta cu o suliță și îndată a ieșit sânge și apă. Cuvântul Domnului. Iubiți credincioși, este un moment emoționant și plăcut pentru noi, frații căpucini, că iată ne aflăm acum la Iași, în catedrala noastră, și îi mulțumim pe această cale preasfințitului Petru Gherghel, preasfințitului Aurel Percă, părintelui Paul, paroh și decan, și celorlalți vicari care ne-au primit cu căldură aici în mijlocul dumneavoastră. Este într-adevăr un moment emoționant al avea în mijlocul dumneavoastră și a putea parcurge un scurt drum cu această relicvă însemnată a fericitului Ieremia. Astăzi, în această zi binecuvântată pe care Papa Francisc a voit-o, imediat după Rusalii, a voit ca să se celebreze Maria, Maica Bisericii. De ce? Pentru că la Rusalii ne amintim de acel episod, când apostolii erau adunați împreună în așteptarea coborârii Duhului Sfânt, era și ea, Maria. Și ne spune evanghelistul Luca, stăruiau în rugăciune. Mulți numesc acel moment începutul bisericii, sau dacă vreți, nașterea bisericii. Atunci ia naștere biserica, iar Maria este acolo, prezentă cu ei, cu ucenicii, cu cei care
l-a urmat pe Iisus îndeaproape. Papa Francisc, cu intuițiile sale binecuvântate, a voit ca astăzi, luni, prima zi după Rusalii, să se celebreze această comemorare, această sărbătoare, Maria, Maica Bisericii. Vrem așadar să considerăm că suntem aici prezenți ca și biserică și cred că acesta este un lucru enorm de important pentru noi ca și biserică, să ne vedem uniți de diferite, iată, congregații, preoți diecezani, preoți călugări, călugărițe și credincioși. Îmi place să mă gândesc nu doar la fericitul nostru Ieremia, dar îmi place să mă gândesc că, iată, simțim într-adevăr binecuvântarea lui Dumnezeu prin mai mulți fericiți sau oameni care s-au distins prin viața lor, pe care Dumnezeu, prin care Dumnezeu ne binecuvântează, dar în același timp ne invită la sfințenie. Așadar, îl avem pe fericitul Ieremia, care este primul din biserica noastră locală, Biserica de Iași. Îl avem apoi pe fericitul Anton Durcovici, care este deja fericit, 4 ani de când este fericit. Îl avem apoi pe, o avem de fapt, pe Veronica Antal, care în luna septembrie va fi beatificată și ea. Iată o tânără terțiară franciscană, la numai 23 de ani, care s-a distins printr-o viață deosebită, dăruită lui Dumnezeu și apoi încheiată în acel fel, ucisă în mod barbar, pentru credința ei, pentru consacrarea pe care ea a făcut-o lui Dumnezeu. Îl avem apoi pe Martin Benedict, pe care noi la Onești l-am evocat cu o lună în urmă, el, frate franciscan, preot și medic devotat oamenilor, care încet, încet se îndreaptă și el către cinstea altarelor. Iată așadar, sfinți dintre noi, dintre poporul nostru credincios. Acest lucru trebuie să ne facă să ne gândim că sfințenia nu mai este poate așa cum o credeam noi odată. Eu când eram copil, credeam la un moment dat că sfinții erau români. Crescând mi-am dat seama că nu era niciun român și toți erau din îndepărtări. Și în felul acesta, nu știu, am avut parcă un sentiment ca și cum sfinții, nu știu, n-ar fi fost posibil la noi sau nu era posibil. Am crescut oarecum cu acest sentiment. Iată că acum ar trebui să ne schimbăm puțin imaginea despre felul cum au trăit ei, despre felul cum și noi suntem chemați să ne trăim, vocația noastră, fiecare acolo unde l-a chemat Dumnezeu. Ce aș putea să spun despre fericitul Ieremia ca să nu ne lungim și să rămânem cu ceva, cel puțin din această seară? Mă gândesc la fericitul Ieremia în mod deosebit în acest an, când Papa Francisc a numit, a voit un sinod ca să se reflecteze, ca biserica întreagă să reflecteze asupra tinerilor. Iar titlul noului sinod pe care ni-l propune Papa Francisc este Tinerii, credința, discernământul vocațional. Gândindu-mă la tema pe care Papa Francisc ne-o propune și la fericitul Ieremia, acest om care a trăit doar 69 de ani, dar la o vârstă destul de tânără, la vârsta de 18-19 ani, deși atașat de propria familie, deși era mare nevoie de el, fiind cel mai mare din familie, pentru nevoile câmpului, unde tatăl său îl angaja, îl lua la muncă, auzind vorbindu-se despre Dumnezeu, despre viața sfântă a călugărilor, despre viața sfântă consacrată lui Dumnezeu, ce face? Comite o neascultare. Eu o numesc neascultare creativă. În loc să asculte de slujitor, ascultă de domn,
de Dumnezeu cel care îl cheamă. Și spun asta pentru că îmi place să văd că sunt chiar mulți tineri într-o zi de luni, într-o zi din săptămână. Pentru că, iată, nu trebuie neapărat toți să lăsăm toate și să devenim călugări. Dar a asculta de Dumnezeu, într-o societate în care Dumnezeu nu mai este negat, dar când sunt atâția idoli, atunci când Dumnezeu este trecut pe planul 2 sau 3, acest tânăr român, cu secole în urmă, iată, pune totul deoparte și îl caută pe Dumnezeu, îl alege pe El ca supremul lui bine. Totul pentru el a trecut pe planul 2, pentru că Dumnezeu devenise pentru el absolutul, cel pe care îl căuta. Îl căuta pe el, Domnul, și nu slujitorul. Și într-adevăr, așa a și făcut. După o călătorie foarte lungă, cred că cu toții cunoașteți și cunoaștem de acum istoria lui, mai ales că după 10 ani de prezență, cred că devine tot mai cunoscut și pentru noi, după ani de peripeții, ajunge să-L slujească, să se consacre în rândul fraților franciscani, capucini, și îl slujește acolo, printre cei umili, printre cei sărmani. Și ceea ce realizează foarte plăcut, ceea ce mie îmi place foarte mult, este că este iubit, să zicem că se realizează în zidurile mănăstirii, dar și în afară. Lucru care nu mereu se întâmplă. Poate că de multe ori suntem plăcuți în afară, dar nu între ai noștri. E bine, el realizează această dublă, să zicem, acest dublu succes. Între ai săi este bine primit, pentru că îi iubește pe frații săi, se dăruiește lor, iar în afară, iar este căutat, este iubit. De ce? Pentru că își iubește aproapele și viața și-o pune în slujba lor. Acesta, cred, poate fi mesajul pe care și noi trebuie să-l reținem în această seară. Acest tânăr, Ion, cu numele pe care l-a primit la botez, devenind mai apoi fratele Ieremia, iar acum fericitul în speranța ca să ajungă și la ultima etapă, aceea a canonizării, de a fi numit sfânt, îl slujești, alege să-L slujească pe Dumnezeu o viață întreagă, fără a face calcule. Să cerem și noi lui Dumnezeu la această sfântă liturghie harul de a sluji pe Dumnezeu, de a-L pune pe Dumnezeu în centrul vieții noastre. Și noi să fim capabili să distingem în această societate care, cred că cu toții recunoaștem, Dumnezeu nu mai este negat, ba chiar este căutat, dar este de multe ori un idol sau idolii care îi iau locul. Noi, ca și creștini, buni creștini, practicanți, să fim cei care să știm să distingem acolo unde Dumnezeu trebuie să fie pus la preț de cinste, pe primul loc, așa cum a făcut-o și confratele nostru, fericitul Ieremia. Așa să ne ajute bunul Dumnezeu. Fraților prea iubiți, Preacurată Fecioară și Mama lui Dumnezeu Maria, Maica Bisericii, este vistenica harurilor cerești și Regina Universului. Prin mijlocirea ei să-L chemăm un ajutor pe Fiul lui Dumnezeu. Doamne Iisuse Hristoase, născut din Fecioara Maria, ocrotește Sfânta Biserică prin mijlocirea neprihănitei.
dăruiește bună înțelegere tuturor popoarelor. Vino în ajutorul celor indiferenți sau slabi în credință. Descoperă-le celor căzuți bunătatea de mamă a Reginei Cerului. Fă ca tineretul creștin să se lase educat de exemplul și grija mamei cerești. Dispune inimile noastre să primească asemenea Mariei îndemnurile Duhului Sfânt. Trezește în poporul nostru simțământul de răspundere față de viața copiilor care trebuie să se nască. Dumnezeule atotputernic, Tu ai dus la desăvârșire în Preacurata Fecioară Maria opera răscumpărării noastre. Fă-ne și pe noi părtași de harurile Tale și du-ne la slava la care ai înălțat-o pe ea, prin Hristos Domnul nostru. Profete te alege Domnul din străvechiule neam Balac și te cheamă Ieremia să devii un sfânt monah. Fericite Ieremia, frații rugăciunea ta smerită smulge cerului comori, iar virtuțile ți-ale sebebe răspândesc parfum de flori. Fericite Ieremia, frații tăi roada să le fii tu călăbuză pe ale vieții ascultă-o, să le fii tu călăbuză pe ale vieții ascultă-o. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Primește, Doamne, darurile noastre și transformă-le în taina mântuirii, înflăcărează-ne prin puterea ei și prin iubirea Sfintei Maria, Maica Bisericii, ca să merităm să fim mai strâns uniți cu ea în lucrarea de răscumpărare, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul ție, Doamne Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu,
și în celebrarea fericitei Fecioare Maria să te preamărim prin cântările de laudă ce ți-se cuvin. Ea, primind cuvântul tău în inima ei neprihănită, a meritat să-l zămislească în sânul fecerelnic și născându-l pe Creator, a ținut la pieptul ei începuturile bisericii. Ea, primind la picioarele crucii testamentul iubirii divine, i-a luat ca fii ai săi pe toți oamenii născuți prin moartea lui Hristos la viața cerească. Ea, pe când apostolii îl așteptau pe cel promis de tine, unind rugăciunea sa cu rugăciunile ucenicilor, s-a arătat model pentru biserica în rugăciune. Înălțat în slava cerească, însoțește cu dragoste maternă biserica peregrină și ocrotește cu bunătate pașii spre patrie, până va sosi ziua glorioasă a Domnului. Și de aceea, cu toți sfinții și îngerii, te preamărim cântând fără încetare. Sfânt, sfânt, sfânt e Domnul Sabaot, plebivine este cerul, plebivine e pământul, e mărirea noi, o te laudă toată făptura, căci prin Fiul tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuplețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus, să îi se aducă numelui tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele se devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale
și recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din nou un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi. Ai întregul preferșit a Fecioară Născătoare Dumnezeu Maria, cu Sfânt Iosif, soțul ei, cu fericiți apostoli și slaviți martiri, cu fericitul Ieremia și cu toți sfinții pe la care milosire, sperăm să fim totdeauna ajutați de tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii tăi, Papa nostru Francisc și episcopul nostru Petru, cu episcopul auxiliar aici prezent Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața ta. Întoarce-i la tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de apururi, de mărirea ta împreună cu ei, prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată totputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Amin. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezească, îndrăznim să ne rugăm. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi și cu Duhul Tău. Dăruiți-vă pacea. Să beveu, care e asupra ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Mielul lui Dumnezeu, care e asupra ta păcatele lumii, miluiește-ne. Să vă rău, care e asupra ta păcat.
Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Cine va mânca din această pâine va trăi în veci. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Nova morire,
Hristos, sfințește-mă. Trupul lui Hristos, mântuiește-mă. Sângele lui Hristos, aprinde-mă de dragoste. Apa coastei lui Hristos, spală-mă. Patima lui Hristos, întărește-mă. O bune Iisuse, ascultă-mă. În rănile tale, ascunde-mă. Nu mă lăsa să mă desparte de tine. De vrăjmașul cel rău mă apără. În ceasul morții mele cheamă. Și poruncește-mi să vin la tine, ca să te laud cu sfinții tăi în vecii vecilor. Să ne rugăm. După ce am primit, Doamne, garanția răscumpărării și a vieții, te rugăm stăruitor ca biserica ta, cu ajutorul matern al Fecioarei, să învețe toate popoarele prin vestirea Evangheliei și să umple pământul cu revărsarea Duhului Sfânt prin Hristos Domnul nostru. Amin. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată slujitoarea Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu. Să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, să reverși harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care am cunoscut prin vestirea Îngerului, întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și cu cea lui la slava Învierii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Îngerea lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă în această noapte, păzește-mă, povăzuiește-mă și ocrumiește-mă pe mine, care sunt încredințație prin mila lui Dumnezeu. Maica Bisericii, fericit Ieremia. Acum te faci ceva tehnică. Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat lui fericit Ieremia. Primul mulțumire. Mulțumiri dumneavoastră pe acest moment de rugăciune e pe prezența aici, a Picioare Fericitorie Mie. Eu vreau mulțumit Preasfințitul Petru
che mi ha dato a probare di questo pellegrinaggio che facciamo il 10 Rockstre, merce non mai in parrocchia onde ha fosse 10 anni trecutta in Aite. Amminceputo con vari amici, terminiamo con i tussi. Meine merce malla tomesti, merce ma casa felicità mia, perché parrocchia della onè tomesti e insiste a felicità mia. Poi però molti per parente le Paul, che hanno lucrato bene, con molta generosità, con leggere, per questo momento. E i sì, collaboratori. Abbiamo molte persone care sono presenti, con frati nostri, e per Aurelio. Per assenzite Aurelio, molti non mai ha presentato il celebrare, no. Preassenzite Aurelio è di casa alla Onesti, non si numero che ore ha fusta ancora a celebrare, è di casa. E se andiamo alla sala più ultima, ma aspettiamo Mereo a Colo, non mai facciamo celebrare, sì, altre date, come Mereo ha fatto appena a Colo. A Colo, felicità Eremia va a rimanere a Icce un tempo sufficiente, asta. Venizia in Ainde, salutazze per felicità Eremia. Ascia, pune in mano per Racla, occhie per Mostale e inima per Christos. Vedete, mostre, questa non è una reliquia, sono mostre felici di Eremia. Non vedete mai più. Sono 4 sottili anni che è apparuta a Cuma, che hanno esplicato l'inceputo. Pensate, Dio, quando venite salutati con me, previsti per felici di Eremia, luazze, inima per Christos, e se di ci ne vado da voi. Rimesto un dare della felicità Eremia, della Dumbreseo, per milocire la felicità Eremia, mare o mic, trimette notizia alla Onesti, a me voi di marturie popolo il nostro, spre felicità Eremia. Pace si bene. Mulțumim, părinte Ubaldo, mulțumim, părinților francescani. Sigur, pentru această prezență cu fericitul Eremia în mijlocul nostru, este un har deosebit, dar tot un har este atunci când puteți să vă deplasați până la sanctuarul din Onești, pentru că acolo să cereți ajutorul fericitului Eremia. Așa cum la binecuvântarea finală va fi dat cu relicva fericitului Eremia. Domnul să fie cu voi! Să fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până la vea. Ajutorul nostru este numele Domnului, care a făcut cerul și pământul. Prin mijlocirea preacuratei Fecioare Maria și a fericitului Eremia, să vă binecuvânteze atotputernicul și milostivul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amen. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. Sus la Dumnezeu,
sunătoi mă crește vivini, și avem în piept dorința, să triumfeze crucea lui Iisus, iar sine gura nădejde nebiruința, ne este ajutorul sfânt de Iisus. O mare vie, o prea dulce mamă, române vivia, Iisus-sutul tău. Ascultă, roboga, celor ce te cheamă, și-o-nălăță sobos la Dumnezeu. Și-o-nălăță sobos la Dumnezeu. Mai sunt creștini vivini ce au atacini strii, dar au pierdut din spiritul frățăvesc. Tu dă-le, mamă, gândul de munire, și aprinde-ne toți în foc dumnezeiesc. O mare vie, o prea dulce mamă, România, Iisus-sutul tău, asul tău. Celor ce te cheamă, și-o-nălăță sobos la Dumnezeu. Și spre triumful fola Fiului tău rege, ne dă credința aceasta tuturor, ca iar unii viviți ne dragoste și lege, să fim cu toți o turmă și un păstor. O Marie, o prea dulce mamă, România, Iisus-sutul tău, ascultă ruga celor ce te cheamă, și-o-nălăță sus la Dumnezeu. Și-o-nălăță sus la Dumnezeu.
ești, slavă neveveți, slavă neveți, mamii noastre cerevești, în nebovoi și nedureveri, noi nu la te vivine alergăveveveveve, căci la toți din belșog, milă mea parți marii vieveveve. Slavă nebeveți, slavă nebeci, mamii noastre cerevești. Slavă nebeveți, slavă nebeci, mamii noastre cerevești. Chiar și cerevele mai sărămană, din etereto vă-ți nu a fost părăsit de tine, Marie mie. Slavă nebeveți, slavă nebeveți, slavă nebeveți, slavă nebeți, mamii noastre. Ne la cebevele veșnic sfânt, nici la cebevește nehar, ca merebeveu să mă plinim, voia lui Marii mie. Slavă nebeci, slavă nebeci, mamii noastre. Slava